sigur. Nu, și o bună parte din probleme vin de acolo. Nu am mai avut până acum niciodată situații excepționale și nu este foarte greu să înțelegem, cum să zic, volumul ăsta mare de împuterniciri pe care le are o comisie. Adică noi greu, ne vine greu să acceptăm că poate o astfel de autoritate să-și aroge atâta competență. Da? Din păcate, noi tot deseori reacționăm aiurit, pentru că noi trebuie să înțelegem că suntem în război acum. Da? Noi, deci suntem într-o situație echivalentă cu stare de război. Ea nu e stare de război, e stare excepțională din cauza laptului. Deci aici, asta eu vorbesc până să începe ședința noastră ca să... Eu sper că nu ne aude, eu nu știu care e aici aspectul... Eu nu mă tem, asta este poziția mea publică, eu nu mă tem de să o spun, dar în sensul că noi trebuie să uităm de viața noastră normală, parlament, guvern și așa mai departe. În astfel de situații este important să existe cineva care își asumă responsabilitatea. Eu vreau să ia că ieri și-o asumat, domnule Efrim. Ieri au aprobat politica fiscală prin asumare de răspundere. La noi e că mâine putem asta o ședință întreagă. Iată, foarte multă lume spunea că totuși se poate, înseamnă, de ce nu fac toate chestiile astea în felul ăsta? De-aia, pentru că nouă nu ne trebuie în situația asta dezbateri parlamentare despre să închidem magazinele de alimentație publică, nu de alimentație, de vânzare cu amănuntul sau nu, sau dezbateri despre să facem pașile blăjenilor sau nu. Da? Ieșiți în Parlament cu astfel de discuții și o să vedeți ce o să se întâmple, cât timp o să iei decizia. Aici trebuie să cineva care... O să-i judecăm pe urmă. Dacă o să termine asta, o să fie procurori, o să verifici capacitatea, obtut, nu obtut. Acum noi avem instrumentul 24 de ori de atacat. Nu-ți place, atacă. Dacă n-ai avut câștig de cauză, subordonează-te. Pe urmă, istoria o să-i judeci pe cei care au avut dreptate sau nu. Dacă ar fi doar tot numai despre Paștele Blăjinilor, înțelegeți? Aici ești toată povestea. Sau dacă ar fi totul doar despre aceste biserici, slujbe, duminică și așa mai departe, pentru că și asta are impactul său. Dar dumneavoastră foarte corect ați menționat la bun început că avem contracte, deci prerupte, avem lucruri care se planificau pe 2 ani într-o relație comercială sau, nu știu, anumită perioadă, de exemplu, și chirii, avem contracte internaționale, lumea nu știu cum trateze cauza de forță majoră, adică... Mariana, șcura este jelă, nebesă canțelare, dar adică ce se face acum? Poți să superi pe comisia asta că ți interzici? Ok, hai să ne supărăm pe comisie, dar asta nu ne rezolvă problema cu contractele sau cu plata chiriilor. Când stau și mă gândesc că eu lucrez de acasă, de plătesc chirie pentru birou, tot nu cumva mă doare. Dar noi am renegociat. Mariana, trebuie să presteze și servicii de renegociere, că la tine sprinește foarte bine. Da, mulțumesc, Roman, salutare. Eu zic că noi trebuie să începem, doar vreau să știu dacă toată lumea s-a conectat. Bună dimineața și bună ziua tuturor! Bună dimineața! Salut! Salut, Sergiu! Avem speakerii, vreau să vedem din membri, cumva, dacă ar putea membrii să spună cine este cu noi. Bună dimineața, Mariana! Svetlana Bodaci, mult sau! Salut, Svetlana! Sper că ești bine, tot e ok la voi. Noi lucrăm trebuie. Bună dimineața, Andrei, Rus Picual. Mulțumim, bine ați venit! Dacă ați putea câte unul să vă prezentați, să avem și o idee cine este cu noi, cine a reușit să conecteze. Bună dimineața, Mariana, Cristina Doagă, Filip Morris. Bine ai venit, Cristina, mulțumim. Bună dimineața, Olga Melnic, compania Moțel. Bine ați venit. Bună dimineața tuturor, Ludmila, compania PricewaterhouseCoopers. Mulțumim. Bună dimineața. Виталий Москалчук, Ефис Битанда. Mulțumim, Vitalie. Bună dimineața, Sofia Balaban, compania Mulțel. Da, Mulțelul, urmare a ședinței de ieri, cam să trebuiască să avem discuții cu Ministerul Finanțelor, dar vă mulțumim că sunteți cu noi. Bună dimineața, Anatol, Nestle. Domnul Bilibu, v-am auzit mai rău un pic. Da, sorry, probabil probleme tehnice. Da, sunt și eu aici. Important, da, important să fiți pe fir. Da, mulțumim mult. Salutare tuturor, Silvia Grosu, PricewaterhouseCoopers. Mulțumim, Silvia. Bună dimineața, David Iuliana, compania Graham Thornton. Bună dimineața, Căpătână Cristina, companie Coca-Cola. Salutare tuturor. Mulțumim. De fapt, avem 42 de participanți. Eu am pornit o introducere, dar acum sunt 42 deja. Credem că o să conecteze mai mulți pe parcurs. Ceea ce vă rugăm foarte mult este că acei care au anumite probleme tehnice, o să vă rog să-l telefonați, probabil pe Ion, colegul nostru, este în mesaj numărul lui de telefon, ca să putem rapid să rezolvăm problema. Deci, eu în primul rând vreau să vă mulțumesc, că se aude bine, nu? Da, 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 se aude foarte bine. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor că ați decis să participați și ați găsit timp să vă conectați la această conferință online. Acesta a devenit instrumentul de comunicare în ultima perioadă. Sper să fim eficienți. Asta e cel mai important. Aș vrea să îi mulțumesc foarte mult speakerilor noștri care au decis astăzi să susțină această conferință video. În primul rând, președintelui Comitetului pentru Aspecte Regulatorii, domnul Oleg Efrim. Este vorba de asemenea de Roman Ivanov și Sergiu Bivol de la compania Vernon David și Octavian Căzac. Octavian, ești cu noi? Da, da, bună dimineața! Da. Bună dimineața, Octavian! Octavian Căzac de la Turcan Căzac Law Firm. Biroul de avocat Turcan Căzac. Noi vă mulțumim foarte mult tuturor. Îmi cer scuze dacă nu o să pot să fac acest tur de table cu toată lumea, pentru că numărul crește, deja suntem la 43 și asta e foarte bine. Noi propunem să organizăm în felul următor această ședință. Deci, până la moment, noi am colectat o serie de întrebări pe care Alexandra ieri le-a sumarizat și le-a transmis speakerilor noștri. Eu aș vrea să-i ofer cuvântul domnului Oleg Efrim să conducă această ședință, dar propunerea, ca să fim constructivi, este în felul următor. Mai întâi se prezintă întrebarea. Domnii speakeri vor comenta, vor oferi răspunsurile dumnealor la această întrebare, după care o să rugăm participanții să transmită alte întrebări pe care poate nu au reușit să ne le transmită nouă și punctual, nu mai mult de... Haideți așa, până la 5 minute, până la 7 minute, să putem răspunde la această întrebare. Dacă este nevoie de o tălmăcire mai profundă, mai detaliată, luăm legătură cu această companie pe parcurs și încercăm să oferim o consultanță individuală acestei companii pentru a nu ocupa din timpul celorlalți 43 de participanți. Dacă se acceptă o astfel de abordare. Este ok. Atunci, domnule Efrim, vă transmitem estafeta și vă rugăm să preluați coordonarea acestei ședințe. Aș vrea de asemenea să menționez Alexandra Popă, ea este cu noi, este coordonatorul acestui comitet, manager de policy și advocacy și Ana Giurință pe aspecte fiscale, iarăși este cu noi. Mulțumim tuturor și, domnule Efrim, vă rog să preluați estafeta. Vă oferim cuvântul. Mariana, mulțumesc. Colegii, vă salut. Îmi pare bine să vă văd aici alături, mi-i dor tare de voi. Poate în curând se va termina această ședere forțată în birourile de acasă și vom avea mai multe șanse să ne vedem la o cafea. Eu cred că niciodată dorința de a ieși la cafea nu a fost atât de mare. În ceea ce privește evenimentul de astăzi, eu îl văd în felul următor. Întrebările care le-a adunat IEBA sunt more or less în jurul la câteva teme de interes comun, da? Că este vorba despre impedimentul în afara controlului, care ne împiedică să executăm obligațiile, relațiile de muncă în această situație, caracterul obligator-neobligator a ședințelor Comisiei pentru Situații Excepționale și anumite întrebări particulare. Eu zic să începem de la blocurile mari de întrebări. O să rog colegii mei experți să pronunță pe aspectele menționate, da? O să luăm unul câte unul. Pentru cei care ne ascultă, colegii care sunt în chat, vă îndemn să formulați întrebările în măsura în care ele apar. pentru ca discuția să fie utilă. Dacă nu doriți neapărat să conectați microfonul ca să ne auzim, puteți să scrieți în chat-ul care îl avem aici în liniuța de jos. Da, deschidem chat-ul și formulăm întrebarea. Dacă noi nu o să le observăm, atunci Alexandra, o să rog să ne atenționeze că este întrebare și să o preluăm ca să răspundem, să fie cât mai utilă această ședință. Sigur, eu doar am vrut să menționez, domnule Efrim, important pentru colegii mi-a dat o notificare. În contextul GDPR vrem să vă anunțăm că va fi înregistrată această conferință doar pentru ulterior a ține cont de întrebări. Dacă nu aveți nimic împotrivă. Dacă nu doriți, noi nu o să înregistrăm. Deci eu vreau pur și simplu să fiu corectă cu toată lumea și să anunț acest lucru. Da. Eu cred că lumea nu are nimic împotrivă. Eu vorbesc pentru mine, eu sunt ok. Trebuie să dăm consimțământul nostru, da. A, da. Asta tot este o întrebare care o să o discutăm acum, pentru că în ce mod trebuie să ne dăm consimțământul în felul ăsta? Și ce valoare produce trimiterea unui e-mail sau unui mesaj pe chat, SMS și așa mai departe. Octavian, nu văd că zâmbește deja. Okay. Eu aș începe de la situația cu contractele noastre generalizate, da? Deci reprezintă. Știu că s-a discutat foarte mult în spațiu public, în mod special juriștii au dezbătut și au răzdezbătut subiectul ăsta. Este starea de urgență per se un eveniment care împiedică executarea, ca și care justifică neexecutarea obligațiilor sau nu, sau trebuie de fiecare dată de concretizat sau trebuie luat fiecare contract în parte sau care contracte pot fi considerate. Ne trebuie nou certificat de la Camera de Comerț și Industrie pentru a constata forța majoră sau nu și multe altele. Da? Eu aș începe în felul următor. Eu aș vrea ca Octavian să fac o scurtă introducere despre starea de urgență versus executarea contractelor. Da? Așa să puncteze câteva momente pentru începutul discuției și după asta o să rog pe colegii de la Vernon David să se pronunță și ei dacă au, pentru a lansa dezbaterea despre contracte și despre modul de executare a lor. Și după aia o să trecem la raporturile de muncă, dacă nu aveți nimic împotrivă. Dacă vedeți cumva diferit discuția, atunci eu vă îndemn să o propuneți acest subiect. Și sigur vă îndemn să interveniți de fiecare dată cu întrebări și comentarii. Octav. Dacă ești ok să sigur. Da. Mă auziți? Da, este. Da? Ok. Bună dimineața tuturor. Salut Oleg, salut colegi. Eu îmi sar direct în discuții. Într-adevăr, s-au spus foarte multe lucruri și cred că unele lucruri eu pur și simplu am să le repet. Din punct de vedere a dreptului contractelor, dacă vorbim anume despre contracte, nu despre raporturi cu autoritățile sau de drept public, care au natură extracontractuală, dreptul privat analizează două situații complete distincte. Da? Prima este, eu sunt împiedicat să execut partea mea din contract, ceea ce eu trebuie să fac. Da, și juriștii folosesc foarte mulți termeni pentru a arăta asta. Unii spun imposibilitate, fiindcă Codul Civil folosește imposibilitate. Alții spun impediment, este termenul folosit de articolul 94 din Codul Civil. Da, piedică, adică o barieră care mă împiedică. Eu vreau să fac, dar nu pot. Sigur că majoritatea folosesc forța majoră și eu am mai făcut această observație anterior. Nu este greșit să folosim forța majoră. Problema este că oamenii o folosesc în așa de multe sensuri că ea a devenit un fenomen în sine. Da? Politicienii deseori spun, suntem în situație de forță majoră, ceea ce eu spuneam studenților că este o calchire din limba rusă, rușii spun, forță majoră obstayatelstva. Da? Și eu le spuneam că Codul Civil al Federației Rusie nu prinde cuvintele forță majoră obstayatelstva, ci să-mi aduc aminte ce spunea, nepreadălimă sila, da? O forță, o putere care nu poate fi depășită. Adică vedeți că nu este majoră, nu este foarte, foarte mare, ci este care nu poate fi depășită. Ceea ce, după logică, exprimă cuvântul, îi corespunde cuvântului impediment. Da? Deci noi ar trebui să fim foarte atenți când cineva spune forță majoră. Unii o spun, de ce până la 1 martie 2019 în Codul Civil era cuvânt forță majoră, dar după 1 martie 2019 el a fost exclus. Sunt mai multe motive, ele sunt mai mulți juriști, putem să discutăm cu juriștii foarte mult, dar ideea este că în diferite legislații termenul forță majoră înseamnă lucruri diferite. De exemplu, chiar și în legislația noastră până martie 2019, noi aveam forță majoră, dar aveam și alt eveniment numit caz fortuit și juriștii își formau capul dar care e diferența dintre forță majoră și caz fortuit? Ori tu puteai să depui la Camera de Comerț o cerere să-ți dea certificat de forță majoră, dar Camera de Comerț putea să spună nu, asta nu e forță majoră, asta e caz fortuit și eu ție n-am să-ți dau certificat, că la tine e altceva. Plus mai era încă fapta terțului sau cauza externă. Juriștii, de regulă, toate astea le îmbrăcau în sintagma nu este vinovăția mea, eu nu sunt vinovat. Altcineva, asta e alt motiv, eu nu sunt vinovat. Da? Deși probabil că știți că dacă juriștii stau și încep să sape, vinovăția este o chestiune pur subiectivă. Vinovăția este ce se află în cap, îmi dădeam eu seama ce fac, nu îmi dădeam eu seama. De ce discuția asta sunt vinovat, nu sunt vinovat, ea nu se mai regăsește în Codul Civil, în ceea ce ține de executarea contractelor și în ceea ce ține de răspunderea contractuală. Deci discuția asta, am fost vinovat, nu am fost vinovat, este complet irelevantă. De fapt, noi în Codul Civil deja avem așa numită răspundere obiectivă. Adică ai contract, trebuie să-l execuți. Dacă vrei să te exonerezi de răspundere, să nu plătești despăgubiri, să nu repari prejudiciul, te bazezi doar pe articolul 903, care prevede numai două cauze de exonerare de răspundere. Primul este însăși fapta celelalte părți contractante. De exemplu, eu n-am putut să-ți execut lucrarea fiindcă tu nu mi-ai deschis oficiul tău. Unii eu trebuia să-mi fac lucrarea la tine în oficiu. Da? Sau eu ție nu ți-am plătit fiindcă tu nu mi-ai transmis rechizitele tale bancare și eu nu știam unde ție trebuie să-ți transmit. Asta se numește culpa creditorului. Și a doua este ceea ce noi discutăm acum, este articolul 94, impedimentul în afara controlului. Da? Iată de ce, anume pentru a avea o adevărată reformă în această concepție, nu s-a folosit cuvântul de forță majoră, care în vechea legislație avea o conotație foarte specifică. Acum, ceea ce este în articolul 94, impedimentul în afara controlului, este mult mai larg. El nu ține... Da? De exemplu, ca să mă fac să înțeles foarte clar, deschideți orice manual românesc de dreptul contractelor, deschideți orice articol online pe forță majoră în România. Știți că în România deodată să faci distinția. Că există forță majoră, dar există caz fortuit, dar există și fapta terțului. Și ele sunt lucruri diferite. Da? Așa, apropo, asta este un specific doar al României. În Franța, de mult, forță majoră și caz fortuit sunt echivalente. Adică ei au spus că forța majoră a înglobat în sine cazul fortuit. În Moldova, în linii mari, suntem ca în sistemul francez de drept, apropo, reformat foarte recent. De aceea, trebuie să fie foarte... Când un om spune, este un caz de forță majoră, noi trebuie să... Eu cred că, mai ales când un non-jurist spune, este un caz de forță majoră, noi trebuie să înțelegem asta nu în sens juridic, ci în sensul... El spune că pentru dânsul este o situație excepțională. Este ceva ce de regulă nu se întâmplă. Asta oamenii au în vedere când spun forță majoră. Dar din perspectiva legii, problema este una foarte... este binară. Da? Este 1 sau 0. Foarte simplu. Și prima opțiune este acest eveniment excepțional te împiedică să faci o plată, te împiedică să execuți o lucrare sau te împiedică să importi în Moldova marfă. Dacă el te împiedică, tu ești scuzat pe articolul 94 și, deci, am spus că e binar. Și a doua opțiune este, el nu te împiedică, tu poți să plătești, tu poți să livrezi, tehnic este posibil, dar la tine situația este foarte păguboasă, este complicată, tu ai pierdere. Deci contractul dintr-un sursă de profit pentru tine a devenit brusc o sursă de pierdere. Dacă tu execuți contractul, și cazurile clasice sunt de chirii, da? Oamenii trebuie să achite chiriile, întreprinderile. Și oamenii spun că, da, eu am bani pe cont, poate n-am, banca mea lucrează, eu pot să plătesc. Deci eu n-am o piedică să plătesc. Nu a căzut sistemul bancar sau de transfer. El funcționează. Dar eu nu mai am niciun folos din această chirie. Și chiar discutam cu cineva ieri cineva, un deputat îmi scria și îmi spunea, dar iată, faceți niște claritate acolo. Ci cu trebuie să plătim chirii. Probabil că ei au chirii la partid, la sediul partidului trebuie să plătească chirii. Da? De ce noi trebuie să plătim? Că noi nu suntem acolo. Da? Și zic, ok, imaginează-ți că la tine toate device-urile în casă pică și tu nu mai ai nevoie de internet. Și tu o lună nu te folosești de internet. Poți oare tu să vii la furnizorul de internet, spui, deoarece eu n-am folosit internetul o lună, vă rog să mă scutiți de la plata internetului. Și cred că pentru juriști lucrurile să fie foarte clare. Ok, noi ți oferim un serviciu, da, acces la o rețea, este libertatea ta să o folosești, să nu folosești. Constant, suntem abonați la ziare, suntem abonați la bază de date legislative. Plata lunară nu depinde de faptul de câte ori le accesăm, nu le accesăm. Da, poate uneori conform condițiilor contractelor, asta depinde. Da. Problema este, deci, vedeți că reglementarea în codul civil, deci binară, fie impediment pe articolul 94, fie schimbare circumstanțelor care face dificilă executarea contractelor, este articolul 1083, cunoscut ca instituția impreviziunii sau în dreptul englez hardship. Da? Este o abordare foarte capitalistă, este egoistă. Eu studenților, când începem să discutăm contractele și obligațiile, spun că autorul francez Mazot spune că dreptul obligațiilor este dreptul intereselor egoiste. Da? Noi nu ne punem întrebarea, da, e dureros, e greu, nu-i profitabil. Logica fiind că atunci când părțile încheie un contract, ele fac o partajare a riscurilor. Fiindcă dacă noi ne uităm din perspectiva chiriașilor și noi avem clienți, chiriași care spun, o, tare ar fi bine noi să plătim mai puțin sau în general să nu plătim. Da? Și fiecare leu pe care chiriașul nu îl plătește este un leu pierdut de locator, care are tot un plan de business, care a făcut investiții, care tot are credit și tot are salariați. De aceea, logica este că voi aveți un contract, voi v-ați făcut o partajare a riscurilor și voi trebuie să trăiți cu asta. Dacă acest contract devine păgubos, soluția este articolul 1083, schimbarea circumstanțelor, care permite părții dezavantajate să înceapă discuții și să ceară într-o manieră de negocieri, într-un regim de negocieri, nu unilateral, ci într-un regim de negocieri să înceapă renegocierea prețului. Cealaltă parte trebuie să negocieze, este o chestiune de bună credință, dacă nu, instanțele vor decide și sigur că mulți spun, instanțele astea durează ani în șir. De acord, durează ani în șir. Da, spune-mi, Oleg. Dacă nu te superi. Uite, noi am ajuns la un moment în care eu aș vrea să formulez câteva întrebări de concretizare. Să o aplicăm la situația concretă care suntem. Deci noi vorbim despre contractul de locațiune. Luăm situația în care un agent economic care i-a fost sistat activitatea în legătură cu faptul că are comerț cu amănuntul. Da? Deci iată, chiria realizată de un astfel de agent economic. Ce ar trebui el să facă în situația asta? Este evident pentru dânsul un impediment, pentru că există și... Impediment la ce? La executarea contractului de locațiune sau la desfășurarea activității în raport? Nu, el nu desfășoară activitate, el nu are venituri. Păi, știți, da, din punct de vedere juridic, diavolul este în detalii. Da, eu asta aș vrea, anume de atât aș fi intervenit aici. Pentru că există și concepția asta, cum ai zis tu, despre deputatul care zice, pentru ce eu trebuie să plătesc chirie în perioada asta? Și chiar dacă tu nu-ți poți executa o obligație, asta te exonerează de răspundere, nu de executarea obligațiilor propriu-zise. Da? Nu, și eu te rog, uite, să analizăm situația asta. Ce se întâmplă cu un agent economic care are un magazin, activitatea care a fost sistată de atâta că este, cum se numește, desfășoară comerț cu amănuntul? În privința chiriei. Se întâmplă același lucru ca și cu un agent economic care și-a pierdut licența de activitate, din culpă sau nu din culpa sa, sau care a primit o încheiere executorului prin care el este obligat să sisteze activitatea într-un proces ordinar, da? Sau ai cărui toți salariați și-au dat brusc demisia. Sunt multe situații în viață, nu numai starea de urgență, sunt multe situații în viață când anumiți agenți economici își opresc activitatea. Poate banal să nu fie marfa. Sau, ați văzut câte cazuri noi am avut când depozitele au ars peste noapte. Da, imaginați, cineva arde depozit pe noapte, el nu are marfă și noi trebuie să spunem, în toate aceste situații noi avem aceeași problemă. Este oare acesta un impediment nu pentru desfășurarea activității, ci un impediment pentru executarea obligațiilor în contractul bilateral dintre cei doi agenți economici. Și noi, un jurist, se va uita foarte atent care sunt obligațiile părților, dar ce obligații are un chiriaș. Desfășurarea activității este dreptul lui și el culege toate roadele activității lui și el suportă toate pierderile în activitatea lui. Fiindcă dacă noi am accepta, da, și răspunsul scurt este că asta nu este un impediment. Sistarea activității nu este un impediment în partea contractului de locațiune. Fiindcă obligația unui chiriaș în contract de locațiune nu este de a desfășura activitate. Obligația lui este de a plăti chiria. El nu are același folos din această chirie, absolut de acord. Asta este un caz clasic de pierderea interesului într-un contract. Și noi frecvent în viața zi de zi, brusc ne răzgândim și brusc pierdem interesul în ceva. Da? De exemplu, eu mi-am luat un bilet de avion, brusc eu am necesitatea să rămân în Chișinău. Și eu pur și simplu nu mă duc la zbor, eu am să pierd banii. Foarte excepțional, eu aș fi putut să cumpăr un bilet de avion refundable, unii mie mi s-ar fi acordat acel drept excepțional să primesc bani înapoi sau parte bani înapoi. Dar, în general, este problema mea că eu nu am folos, nu am utilitate din acest contract. Iată de ce un jurist, doar o secundă, un jurist trebuie să uite care sunt obligațiile concrete ale părților și dacă fiecare obligație punctual este posibilă sau este imposibilă. Nu dificilă, nu păguboasă, ci posibilă sau imposibilă. Deci, asta da. Aș vrea să punctăm acum, ca eu înțeleg că noi, majoritatea, suntem juriști aici în discuția asta, dar discuțiile sunt despre ce. Aha, e o situație care mie, de asta, situație excepțională înseamnă că eu pot să nu plătesc chiria. Da? Deci, nu există argumentul ăsta că tu nu poți plăti chiria. În situația în care tu nu poți plăti chiria, inițiază discuțiile cu locatorul tău și începe a renegocia contractul. Suspendă contractul, nu știu, da. Obține vacanță de plată, obține reducerea plăților pentru chirie, spune că îi plătești în 2022, dar tu nici de cum nu poți conta pe situația asta ca o scuză ca să nu plătești chiria. Nu ca scuză totală și asta nu te exonerează. Asta este categoric, este un motiv de a cere renegocierea chiriei, de a cere reducerea chiriei. Este un exercițiu, dacă ar fi fost o soluție legală, în caz de pierderea interesului, tu poți să oprești executarea contractului, credeți-mă, multe contracte ar pica. Da? Și fiindcă oamenii brusc pe parcursul contractelor își pierd interesul. Și atunci, iată de ce este articolul 1083 cu o abordare mult mai complicată, fiindcă să răspunzi la întrebarea, dar care totuși este valoarea la ceea ce tu primești, cum trebuie reajustat contractul, în toată economia, în toate riscurile asumate de părți, asta este o chestiune care părțile trebuie să se așeze și să discute. Dacă nu, da, din păcate, o să pun în mâna judecătorului. Și eu aici vreau să fac încă o distincție care n-am făcut-o, dar din discuții cu mai mulți practicieni, cred că trebuie să o facem. Eu aș distinge chiriile standard de chiriile în oficii, în oficii mari, da, cum ar fi mall-uri, centri comerciale, oficii de birou. Și dacă, de exemplu, un centru comercial este pur și simplu închis și proprietarul centrului comercial a luat decizia să închidă, da? Să închidă, și eu aici am vedere să închidă accesul magazinului, proprietarului magazinului, la propriul lui butic sau magazin, atunci noi avem o situație de neexecutare obligației de a oferi în folosință, fiindcă proprietarul, deci proprietarul încăperilor, da, centrului comercial, contractual, trebuie să punem la dispoziție încăperile pentru chiriaș. Și chiriașul spune, eu când am venit la centru comercial, eu am pupat ușa. Da? Eu nu pot să intru acolo, să activez. Asta este o neexecutare obligației și asta, într-adevăr, te exonerează de plata chiriei, fiindcă atâta timp cât o parte nu-și execută obligațiile, cealaltă parte tot poate să nu-și execute obligațiile. La rândul său, proprietarul centrului comercial ar putea el însuși să fie exonerat de aceasta. El spune că eu am fost impus de autorități, închid centrul comercial și pentru mine asta este un impediment. Și atunci articolul 94 exonerează și chiriașul, debitorul obligației posibile, fiindcă chiriașul poate face o plată, îl exonerează și pe dânsul de obligații în măsura în care cel care oferă folosința nu-i mai poate oferi folosința. Acum eu văd o întrebare de la Andrei, nu știu care Andrei este, dar văd că e pur și simplu Andrei. El spune așa, Octavian, corect, dar eu nu pot folosi acum obiectul chiriei, eu nu pot folosi, da, eu nu folosesc calitățile obiectului. Și aici întrebarea este una... Întrebarea este nu dacă tu poți folosești obiectul și tu îl poți exploata așa cum tu ai sperat să-l exploatezi. Întrebarea este dacă locatorul, da, proprietarul încăperii, și-a executat obligația față de tine sau nu și-a executat. Și aici trebuie să deschidem codul civil și să vedem care sunt obligațiile unui locator. Și spune de a transmite bunul în posesie. Da? Și de a proteja, știu, de terți care ar putea să mă deposedeze pe mine. Și atunci, și eu nu spun că, deci, să fie foarte clar, eu nu spun că pentru toate contractele de chirie trebuie să aplicăm, este aceeași situație. Circumstanțele sunt diferite. Și eu te-am dat exemplu, că la unele încăperi noi putem să avem acces. La alte încăperi, accesul este interzis. Și acolo este impediment total. Eu nu mi se oferă acces. Eu nu mai am în posesie. Eu nu mă pot folosi de asta. Iată, eu aș putea să dau exemplu notarilor. Da? Notarii au stat acasă. Normal că mulți dintre ei, deci undeva o lună, o săptămână sau două săptămâni. Unii dintre ei s-au gândit, ok, eu ar trebui să reduc chiria, fiindcă eu nu mă folosesc de această încăpere. Și știți că mulți notari, iarăși nu vreau să generalizez, dar mulți notari au birouri cu ieșire separată în stradă. Da? Și atunci notarul are cheia proprie, el singur decide când el intră și când el nu intră. Dar oricum, sigur că majoritatea notarilor s-au gândit, dar ar fi bine să nu plătesc chiria pentru perioada când eu nu mă folosesc de imobil. Acum vine testul juridic. Dacă tu dorești, poți tu oare să ai acces? Mai ești în posesie juridic. Codul civil definește ce înseamnă posesie. Stăpânire de fapt. Stăpânești tu bunul. Poți oare atunci când tu dorești să intri în el? Și răspunsul este că poți. Acum ați văzut că guvernul sau comisia a obligat notarii și avocații și alții să lucreze, ceea ce înseamnă că unii notari au venit la oficiul lor, la care iau cheie și ieșirea este din stradă, au băgat cheia, au deschis și au stat. Mulți au stat degeaba, unii au primit câte un telefon, la unii poate că au venit și clienți, noi nu știm chestiunea asta. Da? Alții au venit la clădire și au ocupat ușa. Clădirea este închisă. Și eu văd aici situații tare diferite. Deci, într-un caz, tu continui să iei în posesie, fiindcă așa e specificul bunului, tu continui să iei în posesie, da? Și noi putem să răspundem pozitiv la întrebarea dacă, dacă locatorul ți-a oferit ție și ți asigură ție posesia bunului. Da, ți-a oferit. Atunci când o clădire mare de birouri este închisă, el nu ți-a oferit-o. De ce este închisă, eu nu știu. Iată, eu cred că poate că unii din avocați, unii care se află aici acum, da, se află în clădiri închiriate și ei, acele clădiri continuă să fie deschise și continuă să funcționeze. Da? Dar, sigur că în multe, așa, chiar și clădirile care funcționează, în multe cazuri, noi avem situația când clienții nu mai vin. Sau este situația când nimeni se interzice să primească clienți. Și aici noi venim la cel mai dureros, este la agenții economici la care a fost sistată activitatea. Da? Deci ei n-au voie, cum, nu știu, probabil că restaurantele, da? Care tot iau în chirie uneori și ei trebuie să sisteze activitatea. Și aici sunt două întrebări separate. Unu, te afli tu în posesie, corespunde oare bunul tuturor caracteristicilor și spune, da, bunul are acoperiș, el nu curge, el nu are mărciga, el are căldură, el are internet. Doi, poți tu oare în raporturile tale cu autoritățile să desfășori activitate? Și răspunsul este nu. Este un impediment în desfășurarea activității, dar nu este un impediment în efectuarea plății. Ai tu oare folos din această chirie? Probabil că nu sau probabil că foarte puțin. Și iată, Andrei iarăși spune că eu nu pot folosi acum obiectul chirii. Și eu, iarăși, nu știu despre care am zis vorba, cred că domnul să intervină, dar eu am o altă întrebare. Dar echipamentul agentului economic, computerele, serverele, se află acolo? Sau voi, în ziua când s-a declarat sistarea, ați venit și ați eliberat încăperea? Asta este prima întrebare la care trebuie să răspundeți. A doua întrebare la care trebuie să răspundeți. Puteți oare oricând doriți să intrați acolo? Sau nu? Dacă răspunsul este da, înseamnă că sunteți în posesie. Altceva este că statul v-a interzis o activitate. Dar trebuie să, de exemplu, hai să reformulez. Dacă tu acel restaurant, da, brusc, l-ai transforma într-o activitate, de exemplu, nu știu, face un hub pentru avocați și notari ca ei să lucreze cu publicul, el poate fi folosit. Pe altă destinație, dar el poate fi folosit. Deci nu este o chestiune că locatorul, proprietarul ți-a transmis o încăpere proastă, unde este frig și este mizerie și nu corespunde normelor sanitare. Da? Și nu este problema că cineva a venit și ți-a ocupat imobilul și te-a deposedat de imobil. Imobilul se află în posesia ta. Eu nu văd nicio diferență între acest caz și cazul când, din cauza că eu am fost bolnav și am stat în spital cu COVID, eu nu m-am folosit de internet și eu n-am nevoie de internet și eu n-am să folosesc internet. Eu nu văd nicio diferență. Cu alte cuvinte, riscul activității tale economice nu poate fi transpus în situația asta pe locator. El cu atât mai mult nu are nicio treabă cu faptul că tu nu-ți desfășori activitatea. Excepția când contractul are clauze care iau acest risc și îl strămută cealaltă parte. De acord. Și eu am văzut clauze, ele sunt mai rare, când chiriașul spune dacă noi avem ceva dificultăți în activitatea noastră, noi putem să reziliem contractul, de exemplu. Au diferite clauze. Asta înseamnă că de la distribuția foarte capitalistă și egoistă a riscurilor din Codul Civil, părțile au dorit să schimbe distribuția riscurilor. Voi puteți să o faceți. Da? Dar până ce nu o faceți, este distribuția riscurilor din lege. Eu l-aș asculta pe Octavian toată ziua la subiectul este și nu doar, dar mă uit că noi urmează să abordăm și alte subiecte. Eu vreau să-l întreb pe Roman sau pe Sergiu dacă vor ceva să intervină aici și au ceva de spus la situația cu impedimentul care, sau contracte. Poate aveți niște situații particulare care merită analizate în contextul despre care discutăm. Da, mulțumesc, coleg. Dacă îmi permiteți, am să spun și eu câteva cuvinte. Sunt în mare parte de acord cu cele spuse de Octavian și pentru o mai multă clarificare, pentru cei care ne ascultă, aș vrea să spun că fiecare caz trebuiește privit în particular. Deci, bun, am determinat tematica, contractele de chirie, dar iarăși toate contractele de chirie sunt diferite prin felul lor, prin clauzele contractuale, inclusiv prin obiect, prin drepturile și obligațiile părților vis-a-vis de acest obiect. De aceea nu putem discuta la general, dar la general putem trasa niște idei sau niște repere. Sunt bunuri închiriate într-un centru de oficii, în care, de exemplu, cum a dat exemplu Octavian, a fost închis centru și, într-adevăr, sunt alte bunuri pe Ștefan cel Mare sau pe alte străzi din Chișinău, bunuri imobile, în care tu ai acces direct. Atunci tu ai posibilitatea să dispui sau nu te îngrădește nimeni să intre în acest bun. Dar în același timp este neapărat necesar ca să studiem și să analizăm fiecare caz în parte. Mai mult decât atât, corect a menționat Octavian când a spus că eu, într-adevăr, pe lângă faptul că nu pot folosi acest bun, dar eu, ca locatar, am anumită tehnică, am anumite obiecte în bunul închiriat. Respectiv, bunurile mele stau în siguranță. Eu, ca locatar, am obiectele care stau păstrate undeva și nu sunt absolut convins că nu intră nimeni să mă deposedeze de aceste obiecte. Deci, fără îndoială, dacă este vorba de un impediment sau dacă este vorba de o impreviziune, trebuie să se decidă în cazuri particulare și respectiv juriștii trebuie să determine și de partea locatorului și de partea locatarului care remediu îl demarăm. Dacă este impreviziune, înseamnă că ne așezăm și discutăm sau dacă vrem să declanșăm impreviziunea, că s-ar putea să fie de multe ori mai avantajoasă pentru același locatar să declanșeze remediul sau instituția impreviziunii, îmi dă posibilitate să negociez, decât să invoc impedimentul unde automat dă dreptul creditorului să rezilieze acest contract. Cam asta vreau să adaug. Am vrut și eu să adaug o chestie, dacă e posibil. Dacă tot vorbim despre, cum s-a spus și colegii, că nu putem spune că starea de urgență sau codul roșu automat înseamnă ceva. Totul trebuie privit prin prisma contractuală și aici vreau să adaug că și prin prisma prevederilor cu privire la, forță majoră, impediment, care sunt prevăzute în contract. Pentru că dacă inițial părțile au stabilit că în cazul, emiterea unui act guvernamental care interzice activitatea fie chiriașului, fie locatorului. În cazul epidemiologiilor confirmate printr-un act, din nou, guvernamental, aceasta este înțelegerea părților. Și pe baza acestei înțelegeri, părțile pot alege fie declanșarea, cum a spus colegul meu, hardship-ului, fie chiar utilizarea acestui instrument. Trebuie privit inclusiv și prevederile care au fost stabilite de la bun început cu privire la forță majoră și impedimentul justificator. Mulțumesc, Roman. Mulțumesc, colegi, și Octavian în mod special pentru prezentarea foarte clară. Eu am să-mi permit să rezumez ceea ce am discutat în câteva fraze, care pot să sune poate mai puțin juridic. Sigur, fiecare situație este particulară, fiecare situație, nu există remedii generale în care să zici, gata, suntem în situație excepțională, înseamnă că mergem pe calea asta. Trebuie analizat fiecare contract separat. Să folosim instrumentele oamenilor raționali, pentru că de partea cealaltă tot, cum a zis, cum a punctat bine Octavian, este un om care are credite, un om care are familie, mă refer la cel care dă în locațiune. El tot poate are de întreținut oameni, el tot contează pe banii ăștia pe care îi primește din locațiune și nu putem transpune automat riscurile activității noastre economice a chiriașilor pe umerii celor care ne dă în chirie. Dar eu sunt sigur că de partea cealaltă tot stau oameni mai mult sau mai puțin raționali, care înțeleg că problema este pentru toată lumea astăzi. Nu este problema mea particulară, este o problemă generală în țară, este o problemă generală în lume. Și dacă astăzi el nu va fi flexibil în înțelegerea problemelor mele, pentru că eu am venit mai mic și am capacitate mai mică de a plăti, mâine s-ar putea întâmpla să nu stea nimeni în rând să-i ia în închirie spațiul cel care îl oferă la un restaurant sau la un magazin care desfășoară activitatea interzisă astăzi. Eu sunt sigur că oamenii o să pui rațiunea în primul rând în față și o să renegocieze, o să fie în condițiile în care o să renegocieze contractele sau condițiile contractuale și asta ar fi îndemnul meu, nu să încercăm juridic deodată să mergem să împlem instanțele cu acțiuni, dar să mergem să încercăm să renegociem contractele. Acolo unde nu vom putea obține situațiile, deja vom aplica prevederile legale așa cum sunt ele. Cu permisiunea voastră, dacă nu sunt contracte sau situații care am putea să le discutăm acum la contracte, aș vrea să trecem încet la raporturile de muncă în această situație complicată, pentru că și aici sunt foarte multe întrebări, pornind de la munca la distanță și cum de întocmit corespunzător actele pentru a fi corect. Respectarea formei scrise care codul muncii o cere practic pentru foarte, foarte multe situații din partea angajaților. Există potențial litigii atunci când astăzi noi folosim mijloacele electronice pentru a comunica cu angajații și a obține acordul lor pentru diferite nu știu, acțiuni juridice, este posibil ulterior ca ei să se răzgândească și să genereze anumite litigii în domeniul dreptului muncii. Aș vrea să întreb colegii mei cine ar vrea să preia estafeta asta și să facă o scurtă prezentare pe normele de dreptul muncii. Sergiu. Domnul Efrim, dacă îmi permiteți o scurtă chestiucă, deci noi, de fapt, ca EBA am organizat aceste consultații individuale, inclusiv pe raporturi de muncă. Îi mulțumim foarte mult lui Eduard Gurin de la Vernon David, care cu multă răbdare, timp de o săptămână, a oferit aceste consultări individuale, pentru că întrebările erau foarte și stufoase și neclarități din partea dispozițiilor emise. Deci nu avem nimic împotrivă astăzi, de exemplu, să discutăm câteva aspecte cheia, oricum, de ce că subiectul este destul de amplu. Noi ne-am gândit fie organizăm o ședință separată, dedicată, nemijlocită acestui subiect, dacă susțineți ideea, dar sub nicio formă nu refuzăm astăzi să adresăm două, trei întrebări cheie, cele mai complicate pe care cu care lumea se confruntă. Oricum, totuși vreau să încurajez deci, faptul că dacă există probleme, într-adevăr, deci noi suntem gata să oferim încă una, două zile pentru consultații individuale, pentru că în cazul marilor angajatori, problemele erau destul de multidimensionale, anume care țin de codul muncii. Deci nu am nimic împotrivă să discutăm azi două, trei subiecte, dar haideți să contăm pe ceea că vom putea organiza aceste consultații individuale sau organizăm o ședință separată pentru că subiecte sunt mult prea multe, dacă acceptați această abordare. Make sense. Mariana, subiecte pentru ședința de azi sunt o mulțime, așa că noi, sigur că poate are rost, într-adevăr, mai degrabă o ședință separată pe raportul de dreptul muncii în cadrul comitetului HR sau altfel. Nu știu, colegi, poate câteva momente punctate referitor la, dacă tot vorbim despre contracte, da, hai, contractul de muncă și modificarea contractului de muncă pentru instabilirea muncii la distanță, da, asta este modificarea locului de muncă, ceea ce potrivit codului muncii trebuie să fie modificat prin acord, da, adică trebuie să întocmești modificarea contractului, pentru că schimbi una din condițiile obligatorii ale contractului, locul de muncă, da, și atunci noi trebuie să semnăm un acord adițional la acest contract. Codul muncii spune că asta se face în scris. Da, toată lumea este pe acasă acum, noi nu putem obține forma scrisă, lumea nu are semnături electronice care ar permite semnarea contractului sau actul juridic care echivalează cu forma lui scrisă. Și atunci, cum facem ca să ne asigurăm că nu vom avea ulterior litigii în cadrul când procedăm în felul ăsta? Dacă îmi permiteți să mă expun. Da. Având în vedere că inițial, cred că ieri seara când au fost circulate întrebările, cineva din participanți adresase o întrebare vis-a-vis de semnarea inclusiv sau acceptarea ordinilor angajatorului, cred că am pornit pe același palier și cu semnarea contractelor. Deci este mai mult sau mai puțin o situație similară în care partea contractantă, angajatul, trebuie să-și exprime acordul vis-a-vis de semnarea unui act adițional sau trebuie să confirme recepționarea unui ordin, care, fără îndoială, cum ai spus tu, Oleg, Codul Muncii ne cere forma scrisă obligatorie pentru asemenea acte juridice. Având în vedere situația sau situația de moment care se petrece și circumstanțele mai ales în vederea imposibilității deplasării sau în vederea aplicării fizice prin semnătură scrisă, holografă, pe acceptarea documentelor sau pe semnarea contractelor, actelor adiționale la contractul de muncă, recomandarea noastră prin derogare de la acest cod, de la Codul Muncii, este că totuși acceptarea poate fi efectuată prin mail cu confirmarea recepționării de către adresat, iar după finalizarea stării de urgență, aceste acte, fie că este vorba de semnarea ordinului, fie că este vorba de semnarea actului adițional care modifică contractul individual de muncă, urmează a fi dublate prin semnarea și respectarea formei scrise cerute de către cod. Da? Da, eu împărtășesc punctul tău de vedere, Sergiu. Aici aș face referință la articolul 319 din Codul Civil, care vorbește despre folosirea mijloacelor electronice la semnarea actului juridic. Da, el nu echivalează, el poate fi contestat de către cel care a expediat un e-mail sau care a recepționat un e-mail, dar asta în orice caz va fi o probă în eventualul litigiu care noi îl avem. Recomandarea mea pentru viitor ar fi să ne îngrijim atunci când elaborăm contracte, că compartimentul ăsta cu privire la notificări nu este pur și simplu un text de împlutură în contract. Da? Iată, ajungem în situația în care vedem că tot ce punem noi pe foaie, de fapt, are o importanță în anumite situații și trebuie să ne rezervăm posibilitatea de a comunica electronic și asta să producă efecte juridice. Pentru că dacă ne-am fi înțeles în contract că orice schimb de e-mail-uri la adresele indicate în contract echivalează cu un document semnat, atunci pentru noi asta este lege. Da? Și atunci asta ar fi fost utilizarea practică articolului 319 din Codul Civil. Pentru viitor, eu așa am să fac în toate contractele la notificări, am să am grijă să nu uit de articolul 319, ceea ce vă îndemn și pe voi. Eu aș vrea să completez, Oleg. Că noi avem, de fapt, articolul 22 din Codul Civil care deja validează notificările prin poștă electronică, da, și notificările au un sens mult mai larg, nu numai notificarea de acte juridice, cum ar fi acord de modificare, da, ci și informații în scop juridic, cum ar fi notificări privind existența impedimentului, că nu pot executa, sau începerea de a renegocia contractul. Corect, dacă mi-amintesc exact, 22 spune dacă legea nu cere o anumită formă. Și atunci, dacă legea spune că trebuie făcut în scris, da, eu înțeleg despre ce tu ai în vedere. În mod normal, o notificare poți să o faci prin forma electronică din prisma articolului 22, dar dacă Codul Muncii spune sau altceva, nu știu, notificarea despre impediment, notificarea despre rezoluțiune trebuie făcută în scris. Și atunci, articolul 319 spune exact că o comunicare electronică nu echivalează cu forma scrisă. Da, dar dacă tu spui că legea cere forma scrisă, atunci nu mai contează ce scrii tu în secțiunea din contract la notificări. Că legea, dacă cere forma scrisă și nu acceptă o altă formă, atunci e numai forma aceea prevăzută și gata. No, colegi, cu simplu... ne-ar permite utilizarea. Bun, eu nu vreau să intrăm în dezbaterile astea juridice, pentru nu știu dacă sunt interesante la toată lumea, dar Roman. Da, aici principiul bunei credințe, care dacă ai făcut o declarație, trebuie să ții de ea, nu contează în ce formă. Dacă e posibil, mă scuzați, colegi, colegul nostru Eduard, care specializează pe dreptul muncii, ar vrea să intervină anume pe acest segment, dacă e două minute, dacă e posibil. Da, cu drag. Edi, dacă ești aici, te rog. Da, bună ziua tuturor colegi. Deci, mie mi-a plăcut, domnul Efrim, cum a început astăzi discuția cu Mariana, că vom fi examinați sau procurorii se vor expune la activitatea comisiei, etc. Respectiv, eu, ca reprezentant angajator, tot nu aș fi dorit să fiu expus examinării de către procuror faptul că am chemat anume salariații în sediul companiei ca să semneze niște acte care, la moment, Codul Muncii îmi cere să le aduc la cunoștință sub semnătură. Cel puțin eu de vreo 10 ani tot încerc să modernizez sau împreună cu colegii să modernizăm Codul Muncii, ca într-adevăr deja să fie unul care ar corespunde situației la moment, evoluției relațiilor, nu doar cele de muncă, dar și a celor civile. Dar, părere de rău, pentru cei din Ministerul Sănătății, Muncii și pentru sindicate, partea sovietică a Codului Muncii, care oricare document este unul foarte, foarte birocratic, trebuie să fie adus la cunoștință sub semnătură, rămâne încă în vigoare. Dar, ținând cont de situația în care noi suntem și pentru a nu pune în pericol, fiindcă asta este obligația primară a angajatorului de a nu pune în pericol viața și sănătatea salariaților săi, ca o opțiune la acest moment, cum am spus și colegii mei, ar fi transmiterea prin e-mail sau pe oricare altă platformă de semnare electronică a documentelor, cum ar fi DocuSign, să fie expediate aceste documente spre semnarea salariatului cu recepționarea și confirmarea că acordului său privind acest document, iar ulterior, deja când vom fi în stare obișnuită, normală, acest document să fie totuși adus la cunoștință sub semnătură cu, nu știu, cu sintagma exactă că a fost adus la cunoștință la data cutare prin e-mail și semnat astăzi la data cutare. Eu nu cred că niciun organ de control, care, chiar dacă va fi după starea de urgență, va avea careva neclarități sau careva suspiciuni asupra aducerii la cunoștință a Codului Muncii, a acordurilor adiționale. Din ceea ce mi-aduc eu aminte, unicul document care nu se cere a fi adus la cunoștință sub semnătură ar fi graficul schimburilor care urmează să lucreze salariații. În rest, Codul Muncii 99% prevede faptul că orice acord, modificare, suspendare, permutare, se cere de a fi făcut strict cu subsemnătura salariatului. Asta este realitatea. Mersi. Mulțumesc. Pot și eu să intervin puțin, Oleg. Te rog. Avem o discuție, iarăși, mai vreo 2 ani în urmă și chiar sper că am făcut și un sondaj online pe Facebook. Era o speță în Statele Unite când cineva a scris un e-mail și a scris semnat Octavian Căzac. Și s-a pus discuția în instanța de judecată dacă taparea numelui propriu este o semnătură. Și judecătorul american a spus că da, asta este semnătură. Problema în acea speță, din nou, așa de unii pornește și articolul 319 din Codul Civil, este că cel care a semnat nu a contestat. Adică el venea în instanță, spune eu, asta e, da, asta este al meu. Da? Și, de fapt, eu riscul văd de ce este această cerință, trebuie să ne uităm teleologic, de ce este cerința asta sovietică sub semnătură? Da? Unu, ca să ai o dovadă că s-a comunicat actul, conținutul actului, că el nu devine secret pentru salariat. Și doi, că el în fond a fost de acord. Și eu cred că dacă aceleași funcții le îndeplinesc alte notificări prin e-mail-uri sau alte lucruri, atunci noi funcțional avem același lucru sub semnătură. Că el pur și simplu electronic, fiindcă deja ajungi la chestiuni. Știți că juriștii buni să interpreteze. Dar ce înseamnă subsemnătură? Unde, și întrebare față de juriști, unde scrie ce înseamnă subsemnătură? Gândiți-vă la asta. Unde scrie că subsemnătură înseamnă din mână proprie ca în buletin cu pix albastru? Și a spus nicăieri nu scrie. Iată de ce, până la urmă, eu cred că și judecătorii o să adapteze și o să spună că Asta satisface cererea, asta satisface cerința subținătură, fiindcă toate funcțiile au fost îndeplinite. Și salariatul, o să vină salariatul în instanță și spună, da, eu am primit e-mail-ul, am citit, da, eu am răspuns, sunt de ok, dar vedeți că nu e subținătură. Și eu cred că asta nu o să țină instanță, asta e rea credință și o să pice așa un argument. Da, eu sper că noi, anume în felul ăsta, Octavian, o să interpretăm și o să aplicăm legea, dar în același timp știu exact că o să fie colegi avocați care o să reprezinte cealaltă parte, care o să afirme anume lucrul ăsta și de atâta ar fi bine ca noi către data aceea sau către situația aceea deja să fim gata să reacționăm așa cum zici tu, cum zic colegii în acest chat. Colegi, eu vă mulțumesc pentru acest aspect de dreptul muncii. Zic să sărim la următoarele întrebări care sunt legate de caracterul obligatoriu a activității, a reglementărilor comisiei și întrebările din lista de întrebări ce țin de poate oare, spre exemplu, este în drept Comisia pentru Situațiile Excepționale să dispună limitarea unor drepturi acordate prin Constituție și legi organice. În paranteză, de exemplu, micșorarea indemnizațiilor pentru șomaj tehnic și staționare. Articolul 80 și 80 cu indice 1 Codul Muncii. Și restul întrebărilor legate de caracterul obligatoriu a dispozițiilor comisiei. Vă rog, dacă vrea cineva să înceapă această discuție. Sergiu, Roman, Octav. Da, pot să încep eu această discuție. Deci, după părerea noastră, toate actele emise de către comisie pentru situații excepționale au un caracter obligatoriu. Acest caracter este confirmat inclusiv prin lege și legea îi stabilește clar care sunt limitele, care sunt obligațiile și inclusiv împuternicește sau dă dreptul comisiei să decide pe perioada stării de urgență instituite prin hotărârea Parlamentului. Deci, mai mult decât atât, după cum bine ați văzut, la sfârșitul fiecărei dispoziții a comisiei excepționale, deci în ultimele articole se menționează de fiecare dată, repetat, prevederile dispozițiilor sunt obligatorii, iar nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravențională, penală, după caz. Deci, fără îndoială, prevederile sunt obligatorii și, într-adevăr, sunt niște măsuri luate într-o situație deloc normală, cum s-a început, deci cum a început Oleg acest live, spunând că totuși trăim niște clipe anormale, deci chiar fără precedent. Fără îndoială, aceste momente vor disciplina sau vor schimba ulterior inclusiv felul de a gândi chiar al avocaților la momentul întocmirii actelor juridice pe viitor. Deci, fără îndoială, o să stabilim multe alte prevederi și o să încercăm să depășim aceste momente. Și în aceste circunstanțe fără precedent și anormale, legea a stabilit un mecanism sau a creat un organ, cum este această Comisie pentru Situații Excepționale, l-a investit cu anumite drepturi de a decide și de a reglementa sau de a organiza viața economică, socială, juridică în aceste clipe grele. Fără îndoială, deci Comisia, după părerea noastră, are dreptul să impună anumite restricții care de multe ori contravin prevederilor legale. Da, și aș vrea să adaug că, cum a spus și colegul meu, Sergiu, Comisia activează în baza hotărârii privind declararea de urgență care a fost aprobată de Parlament. Eu numai ce am aruncat în chat link-ul această hotărâre. Articolul 2 are o listă de competențe puternicire acestei comisii. Sunt și generale și mai specifice. După părerea mea, punctul 12 de această listă este un fel de, cum spunem noi avocații, catch-all clause, adică efectuarea altor acțiuni necesare în vederea prevenirii, ceea ce, după părerea noastră, de dreptul Comisiei să aprobe orice alte decizii care, după părerea lor, sunt necesare pentru prevenirea pandemiei, inclusiv și limitarea drepturilor specifice și așa mai departe. Asta doar am văzut. Întrebarea expresă era dacă poate Comisia să stabilească alte reguli decât cele stabilite în Constituție sau în legi organice. Dacă vă amintiți, dreptul la liberă circulație este un drept constituțional, da? Și atunci dacă Comisia poate să-ți închidă accesul în parcuri, înseamnă că da, răspunsul este da, poate, și eu vă zic că asta este punctul meu de vedere, nu neapărat să fie, toată lumea să fie de acord cu dânsul, dar eu, ca și cetățean, nu ca jurist, dar ca cetățean, apreciez faptul că în astfel de situații trebuie să existe cineva care își asumă responsabilitatea, da? Care zice, da, eu știu ce trebuie tu să faci, eu înțeleg cât să controlez cântarul ăsta între drepturile tale constituționale și dreptul la colectivității, da? Și ți-am prevăzut un mecanism în situația dată de protecția ta dacă nu ești de acord. Ai 24 de ore să mergi să contești decizia mea în instanța de judecată. Da? Noi ne place nouă, nu ne place. Noi o să facem conferințe ulterior, dezbateri, o să avem procese în instanță de judecată, poate la Curtea Constituțională o să ajungem. O să fie foarte multe de discutat după ce o să trecem de această perioadă. Dar astăzi nimeni nu poate să nu să se conformeze acestor decizii dacă A, nu le-a contestat sau dacă le-a contestat și au rămas în vigoare. Da? După asta, da. după ce o să treacă perioada, noi o să vedem, o să facem plângeri la procurori, o să vedem constituționalitatea diferitor aspecte, poate a legii care a oferit împuternicirile astea comisiei, poate Parlamentul a greșit atunci când a deschis lista asta de împuterniciri care zic să întreprinde oricare alte acțiuni necesare pentru în situația dată. Dar astăzi, ce face Comisia? Dacă rămâne în picioare după controlul legalității, înseamnă că este obligatoriu și este legea care ne guvernează relația până la anularea lor sau până la încetarea stării de urgență. Asta este punctul meu de vedere. Da, Oleg, eu sigur că sunt de acord. Noi, juriștii, suntem deprinși să primim actele ca acte obligatorii și fie le acceptăm și le executăm, fie le contestăm în procedura stabilită. Și eu sunt sigur că atunci noi când spunem că aceste acte sunt obligatorii, noi ne facem o rezervă acolo undeva mentală, că ceva din anumite dispoziții ale acestei comisii, ulterior, ar putea să fie declarate ilegale, nu știu, poate ceva neconstituțional, dacă ceva din hotărârea Parlamentului se va declara neconstituțional. Noi le-am văzut toate în principiu, nu? Practica de contencios administrativ și practica constituțională ne-a arătat că orice în principiu este posibil. Da, aduceți-vă aminte, noi 16 ani am trăit cu o Constituție în care președintele este ales de Parlament. Am avut 2-3 președinți aleși pe o Constituție. Și în 2016 Curtea Constituțională ne spune, voi 16 ani ați trăit greșit. De fapt, legea de modificare a Constituției din anul 2000 era la rândul ei neconstituțională și se declară alegeri prezidențiale în acest an. Și așa s-a întâmplat. Deci, da, ești împotriva lui președintele actual, mă scuzați. Poftim? Ești împotriva lui președintele actual. Nu, eu doar constat care este practica de jurisdicție constituțională și cum funcționează prezumție de legalitate versus un act subsecvent care ar putea să dea totul peste cap. Da? Dar până acum, până când nu avem acest act care dă totul peste cap, într-adevăr trebuie să respectăm. Eu chiar noi deja avem și jurisprudență, apropo, da? Sunt câteva hotărâri ale instanțelor de judecată unde deja au fost contestate anumite dispoziții, parmise ce ține de concedierea directorului Spitalului Clinic Republican. Acolo judecătorul a analizat deja aceste dispoziții și au spus că ele au caracter normativ, ele sunt obligatorii și judecătorul a dat eficiență acestor dispoziții. Și eu cred că noi o să vedem asta și mai departe, decât dacă poate Curtea Constituțională vine cu o surpriză. Ca de altfel și în cazul pretinsele depășiri ale atribuțiilor Comisiei în modificarea prevederilor ce țin de aplicarea codului administrativ și codurilor de procedură. Din câte eu înțeleg, tot colegii noștri avocați au făcut contestații la Curtea de Apel, care a fost respinsă. ceea ce tot a validat drepturile Comisiei de a modifica prin dispozițiile lor pentru perioada asta, inclusiv prevederea legilor organice. Ca o mică concretizare, dacă îmi permiți. Da, aș vrea să facem o clarificare în sensul actelor adoptate de către această comisie. Deci, fără îndoială, comisia nu adoptă legi organice, ordinare sau constituționale. Actele emise de comisie se numesc dispoziții. Deci, prin aceste dispoziții, pentru o anumită perioadă de timp, comisia poate face anumite rezerve față de prevederile obligatorii conținute în actele normative, cum sunt legile organice, ordinare organice și constituționale. Deci doar pentru această perioadă de timp. Deci ei nu modifică, dar stabilesc o vacanță cu anumite restricții în sensul ăsta. Deci nu modifică actul per se, pentru că după ridicarea stării de urgență, actele sau legile organice ordinare la care fac referire dispozițiile, deci ele vor rămâne în vigoare în componență sau cu prevederile de până la instalarea stării. Da, de acord, absolut. Reglementările, regulile adoptate de comisie sunt valabile doar pe durata situației de excepție și legea stabilește expres că ele încetează să producă efecte juridice în momentul în care este ridicată starea de excepție. Colegi, dacă n-aveți nimic de completat aici sau nu avem alte întrebări, eu zic să mergem pe lista de întrebări. O următoare întrebare era dacă poate fi dispusă limitarea sau interzicerea activității unei entități reglementate de stat de alte autorități decât Comisia pentru Situațiile Excepționale. De exemplu, de către entitățile reglementatoare, de către regulatori. Dorește cineva să preia întrebarea asta? Eu. Da, pot, cred că... Nu știu, noi am discutat puțin. Da, am discutat despre întrebarea aceasta ieri. Aici cred că trebuie să facem o diferență ce înseamnă sistarea. Adică dacă este starea care se datorează stării de urgență, da, care este la moment, părerea noastră că nu poate, pentru că doar comisia este în drept să aprobe astfel de decizii. Dar dacă sistarea este, bun, datorată altor condiții, altor circumstanțe, nu știu, gen nu mai este licență sau alte chestii. Atunci, da, cu limită competențelor, acest organ poate să dispună. Dar, în modul general, părerea noastră că doar comisia, acum, în moment, este în drept să ia astfel de decizii cu privire la asistare. Deci, cu alte cuvinte, dacă motivul își are rădăcina în mediul circumstanțelor în care ne aflăm noi, dacă este legat de această stare de urgență, atunci, bineînțeles că doar Comisia pentru Situații Excepționale poate să facă, dacă nu este legat. Adică Comisia pentru Situații Excepționale și dezmembramentele sau reprezentantele locale a Comisiei pentru Situații Excepționale, când vorbim de entități la nivel local. Dacă nu au legătură, atunci, bineînțeles că autoritățile de reglementare își pot continua activitatea, în măsura în care, iarăși, a dispus Comisia. Eu cred că aici noi trebuie suplimentar să facem referință și la dispoziția Comisiei care stabilește regulile cu privire la controale. Pentru că întrebarea era dacă regulatorul poate asista activitatea unui, nu știu, un agent economic din subordinea sa sau care face parte obiectei reglementare, da? Cum ar fi Banca Națională, spre exemplu, în privința băncilor. Sigur că în cazul dat, dacă există încălcări din partea unei instituții, din partea unei bănci care îi oferă posibilitatea băncii naționale să sisteze activitatea, atunci regulatorul este în drept să o facă. Dacă vorbim despre Comisia Națională a Pieței Financiare, ea a rămas în continuare împuternicită inclusiv cu activitatea de control în privința companiilor de asigurări. dacă depistează anumite abateri care îi oferă posibilitatea sistării activității unei companii de asigurări, o va putea să o facă. Dar răspunsul la această întrebare, cum au zis și colegii, dacă vorbim despre pandemie, atunci aici este autoritate competentă, asta este Comisia. Dacă vorbim despre domenii specifice de activitate, ținând cont de domeniile unde au fost sistate posibilitatea controlului, în fiecare situație particulară urmează să fie examinată separat. Și atribuțiile regulatorului nimeni nu le-a exclus pe această perioadă. Eu așa aș răspunde la această întrebare, dacă colegii doriți să vă adăugați ceva. Ok, între timp avem întrebări în chat. Dacă eu nu greșesc, la ziua de azi, Pavel scrie, la ziua de azi în sistemul bancar și al celei de creditări nebancare a apărut situația depunerii cererii din partea agenților economici de a nu achita plata creditelor, dobânzilor pe această perioadă de criză. Care ar putea fi poziția legală a creditorilor față de aceste solicitări din partea debitorilor? Dorește cineva? Sergiu? Octav, sunteți? Tot ok? Auziți? Octav, eu te aud. Roman? Da, dar eu am pierdut întrebarea asta. Scuze-mă. Mă auziți sau nu mă auziți? Da, Octav, noi te auzim. Da, da, eu aș putea să... Da, eu am întrebarea. Păi eu n-am să mă îndepărtez de ceea ce am spus până acum. Sorry, mă auziți sau nu? Da. Okay. Noi avem în Codul Civil principiul că bunurile de gen nu pierd, adică banii tot timpul există. Ceea ce invocă de fapt aici debitorii este dificultatea lor financiară. Și asta este o chestiune de impreviziune și urmează a fi examinat contractul. Dar, de regulă, aceste contracte, creditorul spune, eu mi-asum riscul, eu nu asum riscul activității tale. Da? Tu, dacă ți-ai asumat un credit, tu trebuie să-l achiți la timp. De aceea, sigur că debitorul cred că ar putea, iarăși, nu să spună că eu n-am să plătesc. El juridic oricum trebuie să plătească. El ar putea să înceapă o discuție pe 1083, pe regulile impreviziunii, însă noi ajungem la aceeași capcană, că fiecare săptămână sau lună cât un debitor nu achită creditul, este o săptămână sau o lună cât banca nu primește banii și deja dificultatea se transferă în sistemul financiar. Nu uitați că tot noi toți avem bani în bănci, carduri în bănci. Și atunci are loc un efect de piramidă. Sigur, dacă întreprinderea nu are de unde, ea pur și simplu nu o să plătească. Și până în 2020 erau întreprinderi care nu aveau de unde și era intrau tehnic în insolvabilitate. Și ea pur și simplu nu o să plătească. Și noi am văzut de fapt cum băncile au înțeles că ele au dreptul să insiste la plată mai departe, fiindcă riscul insolvabilității sau a neprofitabilității activității rămâne la debitor, însă băncile au înțeles că dacă mergi până în pânzile albe, ucizi sistemul, da, de finanțare, și clientul nu o să uite că tu la nevoie nu ai mers la un compromis și noi am văzut că multe bănci, de fapt, acceptă să renegocieze, să reeșaloneze, dar nu fiindcă juridic sunt obligate. Eu nu cred că ele sunt juridic obligate. Eu cred că sunt rare contractele unde o să găsim clauze care arată că băncile își asumă careva riscuri ce ține de activitatea debitorului, de neprofitabilitatea debitorului, când are locul de profit sharing arrangement sau risk sharing arrangement, care este destul de rar. Cred că noi toți știm că contractele de credit sunt unele cele mai capitaliste și obiective, lor nu le pasă de ce nu plătești. Adică ei își rezervă toate drepturile. Da. Dar eu cred că abordarea iar trebuie să fie individuală, debitorii trebuie să se adreseze la bănci și eu cred că băncile, ca politica lor de adaptare la condițiile pieței, ar trebui să se reeșaloneze. Eu aș vedea poate obligații de renegociere a contractului, poate sub prisma dobânzilor, a reducerii dobânzilor. Poate. De exemplu, debitorul ar spune, uite, Banca Națională a redus dobânda de bază și atunci ții ca bancă comercială care te creditezi la BNM, ți este mai ieftin să obții resurse de la Banca Centrală, la Banca Națională. Și atunci, hai să renegociem dobânda, să o reducem. Și aici eu poate că aș vedea aplicarea articolului 1083, da? Dar, în general, pur și simplu să nu plătești fără ca banca să accepte o reeșalonare, juridic, eu nu văd cum astăzi. Dacă colegii văd, eu aș fi curios. Nu, e dar să... Da, mulțumesc că am vrut să adaug... mă scuzați că am pierdut întrebarea de la bun început. Cunoaștem cu toți săptămâna trecută, BNM a emis un comunicat spunând că în perioada aceasta acordăm posibilitatea băncilor să reeșaloneze și să renegocieze contractele cu persoanele juridice. Dacă nu mă înșel, până la 31 iunie, pot să verific, nu țin minte, fără ca activul respectiv să fie reclasificat într-o categorie mai risky, da? Adică să nu fie reclasificat din standard, în substandard și așa mai departe. Și mai departe, BNM a scris că decizia respectivă se va lua de fiecare bancă în parte, în baza regulilor interne și în baza documentelor prezentate de către debitorii respectiv. Cum a spus și Octavian, nu aveți altceva decât să examinați cererea și documentele prezentate de către un agent economic și să încercați să înțelegeți că, într-adevăr, el nu are posibilitatea cum să achite, poate să reeșalonați creditul. Case by case basis, să luați decizia cu fiecare în parte. Doar că BNM o salută și a dat voie să facem acest lucru. Dacă îmi permiteți, ați vrea să adaug și eu câteva cuvinte. Deci, fără îndoială, obligația de a achita există și nu poate fi anulată nici într-un caz. Deci, debitorul este obligat să plătească dobânzile și să restituie principalul. Nu se pune nici în, adică nu se discută nici într-un caz. Alta este că, într-adevăr, debitorul, atât băncile cât și debitorul, au dreptul. Din partea băncilor a fost acest comunicat și a fost această încurajare ordonată de către Banca Națională. La rândul lor, băncile au încurajat și cunoaștem mai multe bănci care deja s-au adresat către clienții lor prin care le-au dat posibilitate la cerere să-și aleagă mai multe opțiuni de achitare. Că dacă este vorba despre un debitor, persoană juridică, cu niște credite mult mai mari decât cele de consum, atunci ar trebui acordată problema la modul principial și individual de adresare către bancă și poate chiar declanșarea impreviziunii și renegocierea contractului. Dar obligația de plată rămâne. Mulțumesc, colegi. Eu aș vrea să trecem la următoarea întrebare. Gennadi întreabă în chat în ce formă pot fi prezentate instanței documente electronice semnate cu semnătură electronică. Trebuie să fie tipărite și prezentate pe suport de hârtie sau expediate prin e-mail, deoarece autenticitatea semnăturii poate fi verificată doar așa. Nu știu, noi la birou expediem în formă simplă toate cererile prin e-mail-ul instanței. Nu le trimitem cu semnături electronice, chiar și cei care au această posibilitate. Colegii, nu știu cum procedați voi. Același lucru facem și noi. Încă suntem departe de standardul semnăturilor electronice pentru instanțele de judecată. Octav? Noi în procese prezentăm dovezi, imprimăm documente electronice și le depunem și spunem că corespunde cu copia electronică, dar în rest Da, e-mail-urile putem să folosim, mai ales că și instanțele folosesc e-mail-uri. Dar eu cred că o să adapteze și instanțele mai mult. Noi primim de la instanță prin e-mail și în aceeași formă corespondăm înapoi, adică la același e-mail trimitem corespondența noastră. Dar ulterior, eu cred că deja o să... Este un moment bun, inclusiv pentru EBA, de a pune pe agenda relațiilor cu autoritățile ca... Ceea ce putem face în formă electronică, în privința instanțelor, să o facem și să ne mișcăm rapid după ce vom trece prin perioada asta, guvernul să-și concentreze eforturile în acest domeniu. Este o situație care denotă posibilitatea și necesitatea mișcării în vederea electronizării și folosirii tuturor mijloacelor electronice în raporturi cu instanțele. Da, asta de viitor, așa, ca o propunere, dar astăzi, na vojne, ca na vojne. Eu, apropo, tot în linia asta, vedeți cum este, se vede foarte clar acum în așa cazuri, se vede contrastul ăsta dintre diferite ramuri de drept, da? De exemplu, dreptul material, dreptul civil, care este foarte deschis la forme electronice, sau procedura civilă sau dreptul muncii, care încă stă în urmă. Și eu cred că e timp să spunem autorităților, suntem în mileniul 3, ce mai așteptați? Faceți o reformă comprehensivă în toate domeniile. Sigur că tot timpul o să fie oameni care spună eu nu am e-mail, eu nu știu cum să mă folosesc de dânsul. Și atunci noi trebuie să luăm o decizie ca societate. În care secol, în care mileniu vrem să trăim? Să mai rămânem încă mileniul 2 cât încă mai avem oameni în vârstă? Sau să trecem totuși, să forțăm? Și eu cred că trebuie să forțăm. Oamenii o să adapteze. Cine o să aibă nevoie o să adapteze mai multe cerințe. Eu cred că decizia asta este întârziată, ea trebuia de mai multă vreme de luat o decizie, să de zis către data de 1 ianuarie 2000, nu știu cât acolo, 25, toată lumea va comunica cu instanțele de judecată exclusiv prin, sau aș începe cel puțin de la avocați și la procurori și aș merge încet, încet să mă mișc spre toată lumea. Dar... De acord cu tine, Octav. Da. Este un proiect de lege, știu, nu mi-aduc aminte când anume a fost distribuit, o lege nouă cu privire la semnătură electronică și comunicare electronică, care transpune niște directive europene. Bineînțeles, nu cred că se va aproba în curând, dar vă invit să studiați, pentru că are destul de multe prevederi noi, inclusiv și recunoașterea certificatelor cheiilor publice emise în spațiul european, automat recunoaștere în Moldova, ceea ce nu era până acum. Adică mergem spre asta. Din păcate nu cred că va fi degrabă datorită situației, dar când ieșim din situație, cred că trebuie să insistăm pe promovarea și aprobarea acestei legi. De acord. Mersi, Roman. Eu zic să preluăm următoarea întrebare care ține de modul de ținere a adunărilor generale în perioada asta. Sunt o mulțime de entități publice care trebuie să asigure... să organizeze adunările generale în perioada, în primăvară. Dacă îmi permiteți, o să citesc exact întrebarea așa cum este formulată. Cu privire la convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor ordinare sau extraordinare în situație epidemiologică în țară, care sunt și dacă sunt particularități de reguli prevăzute de legea cu privire la societățile pe acțiuni. Colegi, cine dorește? Da, aș putea eu să sparg gheața, să încep. Bun, în primul rând trebuie să facem o claritate, o clarificare că ținerea adunărilor generale ordinare este o obligație inclusiv pentru entitățile de drept privat, adică pentru în speța societățile pe acțiuni și societățile cu răspundere limitată. Deci este o chestie obligatorie și care trebuie petrecută, cum ne spune legea, deci cu 30 de zile înainte sau cel târziu 90 de zile după finalizarea anului financiar. Într-adevăr, suntem într-o situație dificilă, într-o situație mai neobișnuită, în care organizarea adunărilor, mai ales pentru societățile pe acțiune, organizarea adunărilor generale ordinare cu prezența părților este practic imposibil. Atunci când, bun, mai ales când vorbim despre societățile de acțiuni cu foarte mulți acționari. Într-adevăr, legea la modul direct nu prevede asemenea situații sau circumstanțe în care ne aflăm acum, adică petrecerea adunărilor generale în situație epidemiologică, în asemenea, subiect în nu este tratat de către legea cu privire la societățile de acțiuni, dar în același timp ne dă posibilitatea sau alternativa organizării sau exprimării votului prin corespondență. Ținerea adunărilor generale, fie ordinare, fie extraordinare, prin corespondență. Pentru organizarea adunării generale prin corespondență, părerea noastră este că prevederile legale conținute în legea cu privire la societățile de acțiuni sunt prea puține și de aceea fiecare entitate sau fiecare persoană juridică trebuie să aibă un propriu regulament în care să fie descris foarte clar care sunt pașii și care este procedura în genere pentru desfășurarea acestei adunări prin corespondență. Sunt entități mai mari, spre exemplu, Bânci, în care această procedură este foarte bine descrisă. Eu personal am văzut. Iarăși, la exprimarea votului, legea societăților de acțiuni ne cere în mod expres, atunci când se exprimă votul prin corespondență, că acest buletin de vot, oricum nu, corespondența conform legii, nu ne absolvește de prezentarea unui buletin de vot, prin care acționarul își exprimă votul. Și mai mult decât atât, acest buletin de vot trebuie să fie semnat, iar semnătura trebuie să fie autentificată. Fie de notar, fie de președintele unei instituții. Deci cum ar fi o instituție de învățământ, un angajator sau altă entitate în care se află sau activează sau trăiește, de exemplu, instituția complexului locativ sau șef complexului locativ în care trăiește acționarul. Astea ar fi cerințele. Într-adevăr, nu s-a gândit nimeni până acum care ar fi o modalitate, dar trebuie ținut cont totuși de prevederile legii care impun o anumită procedură, mai ales în vederea exprimării votului pentru anumite chestiuni. Mulțumesc, Sergiu. Eu cred că există și alte aspecte aici legate de situația epidemiologică, că noi nu avem voie să ne adunăm dacă suntem mai mulți de 50 de oameni, da? Adică există interdicții. Pare deja 3 oameni, nu? Trei în stradă, nu faci parte din aceeași familie. Da. 3 oameni în stradă, Octav, da, dar în încăperi, da, eu sunt de acord. În general, eu cred că, iată, aici poate ar fi loc pentru o reglementare și poate EBA ar folosi acest cale pentru a face propunere comisiei, pentru că pentru entități de interes public, legea stabilește și consecințe. Nu mi-am amintesc exact, dacă pentru toată lumea sunt consecințe a neținerii adunărilor generale în perioada asta, dar efectiv, ca să poate ar fi un loc unde am putea face o solicitare de a spune că se amână perioadele astea de adunări generale pentru vara anului 2020, spre exemplu, sau nu știu. Noi notăm, deci noi suntem pe fir, noi notăm toate aceste aspecte pe care, într-un fel, le sugerăm și care nu găsesc astăzi răspuns. Alexandra, de fapt, coordonează acest proces și după asta, domnul Efrim, o să ne oprim poate cu dumneavoastră pe 15 minute ca să sintetizăm dacă am registrat toate propunerile, pentru că ele sunt și pe chat, deci unele le regăsim pe chat. Da. În viziunea mea, cred că ar trebui să se focuseze pe termen. Acest termen obligatoriu prevăzut de lege, în intervalul căruia se pot desfășura aceste adunări ordinare. Ceea ce ține de extraordinare, iarăși, depinde de cât de urgentă este această chestiune și dacă poate sau acceptă amânare sau nu acceptă amânare. Dar foarte corect punctat, Oleg, este comisia care trebuie să, neapărat trebuie să expună la acest lucru. Ceea ce am vrut să spun și eu. Da, doar un comentariu, Octavian, foarte rapid, care citisem zilele trecute că în Ucraina a fost aprobată o lege specială anume în acest sens, prin care orice adunare generală a unei unități listate a fost stopată, suspendată by law, da, prin lege, pe perioada declarării stării de urgență. Poate ar fi cazul să, nu știu, să consultați acest predilege. L-am undeva, am văzut în limba engleză, pot să dau Marianei. Poate ne întâlnim și noi ca o propunere la comisie, cum spuneam și colegii. Mă scuze, Octavian, doar am... Nu, 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 nu. Da. Eu doream, știi, Oleg, în primul rând, cred că este, dacă s-a început discuția de la obligația de a ține adunări generale, sigur că atâta timp cât este imposibil de a le ține, ele nu pot fi ținute, dar sunt într-adevăr căile alternative și eu cred că o să fie acționari, mai ales acționari minoritari agresivi, care o să fac scandal, ce n-a ținut adunarea generală, sau care aveau acolo niște planuri să schimbi directorul sau ceva acolo să facă. Și testul, eu cred că o să fie dacă putea societatea să evite adunarea generală prin participare la ședințe și să o fac prin corespondență. Și răspunsul este da, poți să o faci prin corespondență. Chiar dacă s-a anunțat deja cu participare, da, cu prezență, o să constate că nu este quorum și probabil că aceeași problemă o să fie și pentru ce a repetat și o să trebuiască de convocat o nouă adunare deja conform unei noi proceduri prin corespondență. M-am uitat și eu acum în legea sa. Acolo observați, se spune că atunci când se organizează o adunare prin corespondență, ea trebuie să facă prin aviz, pe lângă publicarea în Monitorul Oficial, prin aviz expediat acționarului. În primul rând, Poșta Moldovei lucrează. Noi avem câțiva clienți care își puneau întrebarea asta, trebuie sau nu trebuie să expedieze scrisori. Și Poșta Moldovei lucrează. Dacă se interpretează ca aviz, înseamnă prin poștă. Dar eu am căutat prin loc și în lat și nu știu dacă cineva are alte observații, dar legea sa nu definește ce înseamnă aviz. Eu aș echivala termenul de aviz cu cel de notificare din Codul Civil. Da? Esențial nu este forma, esențial este ca el să ajungă la acționar. Și articolul 22 din Codul Civil se aplică relațiilor dintre acționar și societate, sunt relații civile, de drept privat, și el este un articol care explică în ce formă se fac notificările. Legea sa nu explică în ce formă se fac notificările, spune pur și simplu aviz. Da? Asta este deci eu cred că buletinele de vot pot fi expediate și prin e-mail, dacă cu anumite riscuri, ca să discutăm, dacă, sigur că statutele acestor societăți nu prevăd anumite reguli speciale, că acolo, știu eu, prin hulub și prin poștă și semnat de 10 ori nu știu de cine, cu ștampile și la notar. Da, și la notar, și la doi notari și așa mai departe. Și atunci, da, societățile au devenit prizonierele propriilor reguli corporative care cineva le-a scris fără să se gândească de ce le scrie. Dacă legea spune aviz, lasă așa aviz, fiindcă termenul ăsta evoluează și noi avem în Codul Civil cum se expediază. Observați, Codul Civil spune că notificarea înseamnă fie un act juridic și eu nu cred că informația despre convocarea unei adunări generale este un act juridic, dar tot articolul 22 spune că notificarea înseamnă și o informație în scop juridic. Și asta este avizul nostru în sensul legii sa. Dar eu cred că juriștii frecvent se analizează și problema, ok, care este sancțiunea? Ce se întâmplă dacă sunt probleme? Și aici v-aș sugera să vă concentrați pe articolul 202 din Codul Civil, care prevede regulile de nulitate a hotărârilor organelor persoanelor juridice. Da? Și o să observați că nu orice încălcare în privința convocării atrage nulitatea hotărârii, ci aici spune doar o încălcare esențială, da? În primul rând, și dacă o să spună problema de ce n-a expediat prin poștă, răspunsul o să fie, ok, în primul rând legea nu prevede prin poștă, dar în cel mai rău caz, dacă se găsește o interpretare stranică prin poștă, chiar dacă este o încălcare, nu este o încălcare esențială. Și sigur că foarte mult va depinde și de probatoriu. Ai probe, fiindcă toți se gândesc la cele mai rele situații. Că acționarii, chiar dacă au primit scrisori prin poștă sau dacă au primit e-mail-uri, ar putea să ignore, spune că nu, noi n-am primit, noi n-am putut să ne exercităm dreptul de vot. Dar vreau să spun că asta este o problemă care oricum o să rămână. Chiar dacă folosiți poșta, chiar dacă folosiți scrisori recomandate, problema oricum rămâne. Să nu uităm de acea hotărâre, după mine este rușinoasă, în cazul Banca de Economie, când s-a anulat hotărârea adunării generale pe motiv că 3 acționari care au voturi absolut minoritare au spus că ei nu au primit buletinii de vot la ei acasă. Și Banca de Economie a venit la ședință, a băgat ochii în podea și a spus că ei, da, noi n-am trimis prin scrisori recomandată, noi am trimis prin scrisori simple. Sau rușine. Adică, da, adică aici era rușine din ambele părți. Rușine din partea băncii că nu și-a asigurat un probatoriu, dar eu nu cred că aici de fapt este o rușine, fiindcă legea nu cere. Dar rușinea e, cred, pentru instanție, că știți cum, au luat și au aruncat copilul tot cu apa, da? Adică au spus din cauza că câțiva acționari minoritari nu au putut să voteze și votul lor nu a venit nicio incidență asupra hotărârii luate. Noi luăm și distrugem toată hotărârea prin care s-a majorat capitalul, s-a schimbat structura și așa mai departe. Și anume, ca ecou acelei hotărâri de la Banca de Economie în Codul Civil a apărut articolul 202, care spune, ok, trebuie să fie o încălcare esențială, da? În general, eu nu sunt sigur că noi avem o încălcare aici, fiindcă aceeași legea sa nu prevede în ce formă se transmite avizul. Mai ales că ea prevede și forme alternative, publicarea pe site sau cumulative, publicarea pe site cu Monitorul Oficial. Și atunci, uite, eu l-am avizat pe dânsul, i-am expediat buletinul. Până la urmă, eu cred că societățile își cunosc acționarii. Dacă problema este cum să facem ca acei acționari minoritari agresivi să nu înainteze acțiuni, da, trebuie să fim mai atenți. Dacă noi avem câțiva acționari și ei toți sunt gata să voteze electronic, nimeni nu-ți conteste hotărârea, este, chiar dacă este o încălcare esențială, avem prescripții de 6 luni și după 6 luni hotărârea se consolidează și ea nu mai este anulabilă. Și nu poate spune regulatorul că tu ai comis o ilegalitate, fiindcă în ochii legii, atunci când o hotărâre este anulabilă, ei se aplică regimul actelor juridice anulabile și codul ne spune că dacă un act juridic este anulabil, el oricum se consideră valabil până când nu este anulat de către o instanță de judecat. Iar după expirarea prescripției de 6 luni, el nici nu mai poate fi anulat de instanță de judecat. Și nu are de ce regulatorul să se implice în aceste aspecte. Este calea judiciară. Dacă acționarii nu au folosit-o, atunci asta este și hotărârea rămâne în picioare. Deci eu cred că o să fie, în primul rând, eu aș sugera să interpretăm normal cuvântul aviz. Asta nu înseamnă neapărat prescrisare recomandată. Și cred că sunt mulți societăți care nu estimează prescrisare recomandată. Și tot timpul este riscul că nu o să vină scrisoare. Asta e tot timpul exact, un asemenea risc. Din contră, eu cred că e-mail-urile. Dar la e-mail-uri cred că este o altă problemă, că societății nu tot timpul își cunosc e-mail-ul fiecare acționar. Și aici, atunci trebuie să facă o activitate de căutare, de... Fiecare societate este diferită. Sunt societăți cu un acționar, cu 2, unde totul este foarte simplu. Sunt societăți cu mii de acționari, vechile fabrici, unde este... A fost catastrofă și rămâne catastrofă după mine. Asta e ce am vrut eu să mulțumesc, Octavian. În contextul societăților pe acțiuni, mai este o întrebare de la Vitalie. Cum vedeți legalitatea deciziei Consiliului de Administrare a unei societăți pe acțiuni de a repartiza dividendele anuale pe 2019, nu intermediare, în baza normativelor de distribuție aprobate la adunarea generală în anul precedent și aprobarea ulterioară a legalității acestei decizii la adunarea generală a acționarilor, care ulterior va avea loc? Ca astfel să fie conferită legalitatea acestei decizii. Eu cred că este... Eu v-aș trimite la articolul 202, care spune că organul competent oricând poate să valideze o hotărâre care era anulabilă sau era ilegală. Deci, și tot același articol 202 spune că regulile privind nulitatea actelor juridice se aplică și nulității hotărârilor. Și când eu mă refer la hotărâri, codul nu se limitează numai la hotărârea adunărilor generale, ci și la hotărârea ale Consiliului. Și de ce este importantă aplicarea regimului nulității actelor juridice? Fiindcă acolo există instituția confirmării ulterioare sau ratificării. Validare. Da, vine organul competent, aprobă hotărârea și atunci este înlăturat temeiul nulității. Asta este absolut clar în articolul 202. Anume pentru așa situație a fost gândită articolul 202. Când majoritatea într-o societate vor ceva, dar se întâmplă careva defecte juridice. Nu este niciun motiv de ce organul competent, ulterior, conform regulilor normale, ar veni și ar ratifica. Iar regulile actelor juridice spun că această ratificare are efect retroactiv. Adică și asta acoperă și protejează de răspundere organele societății care au făcut plățile acestea. Dacă, sigur, unii se teme sau se teamă să facă plăți, dar cum eu pot să fac plăți? Și răspunsul este dacă pe urmă ai o hotărâre absolut valabilă care ratifică, această ratificare are efect retroactiv. Și se consideră că tu această hotărâre o aveai încă atunci când ai făcut plata și nu este o problemă. Deci dreptul privat este în acest sens este foarte flexibil, cu mult diferit de dreptul public, de procedurile judiciare, unde acolo cu ratificare, este catastrofă. Eu vreau să concretizăm un moment referitor la ceea ce discutăm acum. Iată, da. În a 202, în cazul nulității absolute a hotărârii organului, unul din temeiurile de nulitate absolută este când decizia este luată de un organ care nu este competent să facă acest lucru. Eu înțeleg că dacă vorbim despre nulitate absolută și statutul prevede că această decizie o ia exclusiv adunarea generală, atunci noi am putea... Da, dar dividendele intermediare se aprobă de Consiliu. Da. Era vorba nu atunci despre... competență. Era vorba anume despre dividendele ordinare, adică nu intermediare, dividende în baza hotărârii adunării generale. Cum am citit eu întrebarea, mi se pare că era... Ea repartiza dividendele anuale 2019, în paranteză, nu intermediare. Da. Da, dar trebuie să facem o clarificare, dacă îmi permit să intervin. Deci trebuie să facem, bun, să ne clarificăm cu privire la prevederile exacte ale statutului. Așa, la fel ca și Octavian, am înțeles și eu întrebarea că era vorba despre dividende intermediare care ține în exclusivitate de competența Consiliului. Și acolo atunci Consiliul este organul competent de a decide cu privire la repartizare. Deci noi nu decidem modificarea sau schimbarea modului de distribuire, dar doar decidem distribuirea, ceea ce intră în competența Consiliului. Nu, aici vorba despre... Eu văd două soluții aici. Prima este totuși să fii plătit ca intermediare, adică să plătești 99% din normativ, dar nu tot normativul. Și apoi, și atunci tu o să ai o hotărâre care cel puțin se încadrează în competență. Tu o să ai altă problemă, că exercitarea acestei competențe oricum are vicii, că nu există un normativ general aprobat. Da? Dar dacă o faci ca dividende anuale, tu, într-adevăr, aici e corect, ai observat, Oleg, tu încalci competența, fiindcă pentru anuale este doar competența adunării generale, cel puțin, da, trebuie de văzut și statutul cu dată. Dar nu văd că a confirmat, deci domnul a confirmat în chat că este vorba despre dividende anuale care intră în competența exclusivă adunării generale. Deci răspunsul este nu. Răspunsul nu poți, da, nu poți. Dacă o plătești, poți teoretic ulterior să ai o hotărâre a adunării generale care ratifică. Dar atunci organul executiv își asumă, da, mai mult decât poate ruguma. Adică este un risc că adunarea generală poate să nu ratifice. Este un risc. Ca orice plată neîntemeiată. Ok. Mersi, colegi, pentru răspunsul la azi. Așa, dragi colegi, monitorul oficial de astăzi a fost publicată legea de modificare a legii societăților pe acțiuni. Silvia Grosu ne spune, Silvia, dacă vrei să dai mai multe detalii, s-au referit și la competența în privința dividendelor, cumva. Așa, care ar fi o altă întrebare? Colegi, noi mai avem 10 minute. Pentru, din câte înțeleg din termenul care ne-a fost oferit. Mariana mi-a zis o oră jumate, nu maximum două, deci noi ne apropiem în 10 minute la 2 ore de discuții. O întrebare de la Andrei Rusu era despre posibilitatea Inspectoratului Fiscal de a bloca conturile agentului economic dacă nu a achitat impozitele pentru luna februarie și ulterior pentru lunile viitoare. Este vreo decizie în acest sens? Din câte eu mi-amintesc, e greu să spun numărul dispoziției, dar termenele de pe plată a impozitelor sau a părților din impozit pentru anumite categorii au fost mutate pentru vara anului 2020, dacă nu greșesc. Colegi, cine are la îndemână dispoziția și poate să ne spună despre aceste termeni? Roman? Stau cu site-ul deschis, acum caut și poate arunc. Trebuie să te uiți în dispoziția numărul 3, Roman. Eu nu 3, nu ți minte. Eu le-am deschis o secundă, dacă mă uit exact. Dispoziția numărul 3 este, sună în felul următor. Nu știu vă zic. În ceea ce ține. Așa. Declararea și achitarea impozitului pe venit, punctul 26 în dispoziția numărul 3. Da. Declararea și achitarea impozitului pe venit, impozitul pe bunuri imobiliare, impozitul funciar și taxele locale pentru anul 2019 de către întreprinzători individuale sau gospodăriile țărănești, al căror număr mediu anual de salariați pe parcursul întregii perioade nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, și declararea impozitului pe venit din activitatea operațională pe anul 2019 de către agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii se va efectua până la 25 aprilie 2020. Achitarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător în rate pentru primul trimestru al anului 2020 se va efectua până la data de 25 iunie 2020. Deci, regulile privind modul de plată sau de executare obligațiilor fiscale sunt prevăzute în punctul 26, dispoziția numărul 3, din data de 23 martie 2020. Este pe pagina guvernului, puteți să intrați să vedeți detaliile sau contabile dumneavoastră pot să intre să verifice. Eu am pus link-ul în chat, cine are nevoie, direct, da, la dispoziție. Super atunci. Da. Ok, o altă întrebare. Cred că în această ședință sunt și importatori, producători locali, bunuri larg consum. La moment este actuală întrebarea necesității ajustării prețurilor, reieșind din modificarea, creșterea prețurilor de import, devaluarea monedei locale, majorarea cost logistică. La moment, în spațiu public există comunicarea cu privire la interzicerea, neacceptarea majorării prețurilor către consumatori. Fiscul monitorizează sub acest aspect. Există o decizie a Comisiei Situații Excepționale care stabilește expres interzicerea ajustării prețurilor pentru o perioadă determinată. Colegi, dacă cineva poate prelua această întrebare. Eu, în principiu, am răspuns. Din câte eu am văzut, le-am studiat zilele acestea, n-am văzut nicio prevedere expresă cu privire la prețuri, dar văd că și-au comentat și alți colegi, inclusiv și Mariana, care au spus că se discută, în principiu, acest lucru. Probabil că în curând o să ajungem la o reglementare. Cel puțin la moment. Eu vreau pur și simplu să vă atenționez, cel puțin a avut loc o ședință cu rețelele și cu președintele Dodon și ăsta a fost unul din subiecte, respectiv doar ca să menționez, adică să fim prudenți, să fim precauți. Eu înțeleg că uneori prețul de pe raft depinde de, nu că uneori, de fapt prețul de pe raft depinde de prețul cu care e cumpărat acest bun. Și eu înțeleg că pentru unele produse s-a majorat inclusiv și prețul la import și așa mai departe. Deci, ideea este că va trebui să demonstrăm modalitatea de formare acestui preț, pentru că, din păcate, s-au produs abuzuri și nu exclud că se va introduce o modificare sau cumva o restricție, o constrângere, inclusiv ce ține de formarea prețurilor, în mod special produse alimentare și tot ce înseamnă vizibilitate și așa mai departe. Din ceea ce am reținut în dispoziția, tot numărul 3, care am citit anterior, acolo unde se vorbește despre sistarea activității de control, este scos în evidență faptul, sau în 3 sau în următoarea, este scris exact că nu se sistează controlele în ceea ce privește procedura de verificare a formării prețurilor. Acolo unde există obligativitatea de a respecta anumiți parametri în regulile de formare a prețurilor, activitatea de control nu s-a sistat și eu sunt sigur că aici o să fie reacții dure și o să oricare tentative de a specula pe baza situațiilor astea complicate acum și a o folosi în vederea majorării prețurilor nejustificate va fi, cred că, sancționată. Mulțumesc foarte mult, domnule Efrim. Eu mai am o întrebare. Dacă avem cu noi aici reprezentanții sectorului bancar, am văzut că este domnul Călin Holban de la Mobeas, cu siguranță că sunt și alți colegi. Dacă există anumite întrebări care țin de aspectele legale, anume specifice sectorului bancar, înțeleg că noi nu putem să le abordăm acum pe toate, avem într-adevăr, ne-au rămas 6 minute. Deci dacă sunt unele prioritare sau în mod... Deci, într-o ședință separată, dacă e cazul, să o dedicăm doar sectorului bancar și aspectelor legale ce țin de situație și factorul situației COVID, vreau o reacție, adică dacă vă supărați, colegii din sectorul bancar. Noi am avut o întrebare aici legată de contractele în domeniul bancar. Dacă mai sunt și altele, cred că putem să le luăm acum imediat. Ok, dacă nu este, pentru că noi am primit în scris câteva așa întrebări, noi le-am soluționat rapid, mă gândeam, zic, dacă există ceva special, ok, dacă nu, înseamnă. Da, Marian, dacă pot să... Doar despre aceste întrebări în scris, era o întrebare de la NERBank, nu știu dacă sunt colegii aici. Dacă sunt, aș vrut să-i propun să discutăm asta separat, pentru că eu am început cariera mea în cadrul Departamentului de Executare Deciziilor Judecătorești, am lucrat 3 ani acolo, am făcut serviciu militar, cum spun eu, și țin legătură cu colegii din domeniul executării și putem să inițiem și discuții cu... NERBank a avut niște probleme de comunicare cu executorii judecătorești. Dacă doriți, putem să facem asta separat. Întrebarea cu privire la executorii judecătorești a parvenit de la mai multe bănci. Okay. Da, și este un subiect, inclusiv transmiterea acestor decizii, deci cumva online, deci cumva să digitalizăm procesul comunicării cu executorii. Asta a fost una din propuneri. Eu ieri am discutat cu doamna Novikov, care este secretarul general Uniunii, care a spus că ei sunt deschiși pentru discuții, doar că putem chiar să intermediem o ședință. Știu că ar fi o idee. Ar fi o idee. Mulțumim tare mult. Domnule Efrim, dacă au mai rămas întrebări pe listă neacoperite. În linii mari din astea, din chat, parcă le-am trecut pe toate. Nu știu dacă cineva poate să-mi semnaleze una care mi-a scăpat și n-am discutat-o. Mai avem vreo 5 minute, putem să vorbim. Dintre cele care au fost formulate din timp, noi practic le-am acoperit, poate nu citind fiecare întrebare, dar bloc pe blocuri din discuțiile noastre. Le-am lăsat într-o parte pe cele care sunt fie de mai multe vreme sau care nu o să fie rezolvate astăzi, pentru că nimeni nu o să atragă atenție acestor probleme, dar nu. E vremea războiului, așa că o să revenim la dânsele după război. Nu știu, aparent nu avem alte întrebări. Eu vreau doar să închei, în primul rând, mulțumindu-vă domnul Oleg Efrim, domnul Roman Ivanov, domnul Sergiu Bivol și domnul Octavian Căzac, precum și Eduard, care la fel a fost cu noi. Deci, EBA cumva și-a setat suportul său pentru membri, anume cu acest suport individual, pentru că, sincer, ni se rupeau telefoanele cu tot felul de întrebări și noi vroiam să fim prompți în oferirea acestui suport foarte concret pentru membri, motiv pentru care solicit toată lumea care este conectată acum în această discuție. Deci, dacă au rămas anumite întrebări de ordin legal sau de orice alt tip, neadresate, nesoluționate, vă rugăm să ne contactați, vă rugăm să ne le formulați în scris, astfel încât să găsim imediat soluția sau cel puțin o posibilă soluție în circumstanțele actuale de război, într-adevăr, și să vă ajutăm. Nu finisăm discuțiile noastre la această conferință online, pentru că subiectele legale sunt mai ample. Noi vom discuta suplimentar și pe aspecte fiscale și săptămâna aceasta Anastasia Dereveanchina a fost la dispoziția tuturor membrilor pentru a adresa unele întrebări. Am încercat să abordăm foarte, foarte activ în discuție cu domnul Pușcuță multe din deci adresările membrilor. Din păcate, ceea ce s-a aprobat ieri în guvern, pe departe, nu este ceea ce ne-am dorit noi și sunt anumite perle cu care trebuie să mâine vom avea o discuție. Printre altele, stimați colegi, vă rugăm să transmiteți cumva importanța discuției de mâine colegilor noastre de la Financial, de la Contabilitate, pentru că va fi invitat domnul Dorel Noroc să vină să dea explicații și totodată să ne spună cum au apărut unele surprize în politica fiscală, pentru că propunerile noastre au fost diferite de ceea ce s-a apărut ieri. Și respectiv, dacă există alte subiecte de discuții, vă rugăm foarte mult să ne le transmiteți, să ne contactați, să le transmiteți. Asta ce am vrut să zic. Ok. Dacă nu mai este de altceva... La rândul meu vă mulțumesc, colegi, pentru această dezbatere interesantă. Eu sunt sigur că o să continuăm. Nu știu cât o să mai dureze toată chestia asta, dar cred că o să ne mai vedem nouă dată pe diferite subiecte. Cu siguranță. Mulțumesc, coleg, pentru moderare și pentru direcționarea discuțiilor și mulțumesc cu Sergiu și Octavian pentru sharing opinions și experiență. Mulțumesc! Mulțumim încă o dată tuturor, da. Toată lumea că ne-a ascultat, sigur. Da. Oleg, mulțumesc și eu pentru moderare. A fost o plăcere să fiu așa într-un colectiv. Nu uita de cafeaua aceea. Domnul Octavian Căzac, mulțumim. Noi chiar înainte deci de toate aceste discuții l-am contactat pe Octavian de nenumărate ori pe această situație de forță majoră. Octavian, mulțumiri speciale pentru toată răbdarea și discuțiile la telefon. Chiar apreciem. Mulțumim foarte mult. Da. Mersi, Oleg, mersi, Mariana, mersi, colegi și mersi participanților. Succes și sănătate multă! Toată lumea, noroc! Sănătate! Da, noroc, noroc!